Pe acest subiect discutăm chiar acum cu analistul economic Adrian Negrescu. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Mulțumim și noi foarte mult pentru prezență! Dumneavoastră, de ce considerați că au crescut prețurile și dacă cumva ne așteptăm să mai crească în perioada următoare? În primul rând este creșterea cotației prețului barilului la nivel internațional. Petrolul la nivel internațional se scumpește pentru că cererea începe să-și revină la nivel internațional. Toate marile economii din lume cer mai mult petrol, semn că activitatea economică repornește și bineînțeles că producătorii de petrol speculează această cerere în creștere și au crescut prețurile. În România, da, bineînțeles, dincolo de creșterea prețului petrolului, avem și acciza, acciza care a crescut cu 6 bani pe litru începând de la 1 ianuarie și care se reflectă deja în preț. Și mă aștept într-adevăr ca prețurile să crească în perioada următoare, mai cu seamă că și în România există primii muguri, să-i spunem așa, ai revenirii economice și bineînțeles că stațiile de carburanți, producătorii din România vor încerca să exploateze această cerere în creștere pe fondul revenirii economice. Dar cum se va resimți creșterea carburanților în bugetul statului? Cel mai fericit în această situație este statul, pentru că statul încasează aproape jumătate din banii pe fiecare litru de carburant în contul accizelor și al TVA-ului. Deci statul va avea de câștigat mai mulți bani. Din păcate, pentru români, pentru companii, pentru persoanele fizice, asta înseamnă bani mai mulți dați pe litru de carburant și, pe de altă parte, înseamnă o scumpire accelerată a prețurilor în economie. Deja avem o creștere semnificativă a inflației de la începutul anului, în luna ianuarie. Este posibil ca inflația, adică creșterea prețurilor, să accelereze în această perioadă, pentru că toate aceste prețuri majorate la carburanți se transferă în prețurile finale, adică toți cei care lucrează în economia pun costurile carburanților în prețul final. Problema e că această creștere de prețuri este ca și un elastic. Cu cât îl întinzi mai mult, cu atât este în pericol să se rupă. Și e posibil ca la un moment dat oamenii să nu mai cumpere atât de multe produse, pentru că prețurile vor fi atât de mari încât puterea lor de cumpărare nu va mai reuși să acopere această creștere de prețuri. Deci e cu dus întors această creștere a prețurilor pe care o anticipam și care, din păcate, va eroda foarte mult din puterea de cumpărare, mai ales a pensionarilor. Avem aproape 1,2 milioane de pensionari care câștigă până într-o 1000 de lei. Nu mai vorbesc de cei plătiți pe salariu minim, care de asemenea sunt aproape 1,6 milioane de români. Cât de mult putem pune creșterea prețului la benzină pe seama redeschiderii economiei? Este o legătură la nivel internațional, mai puțin în România. România, din păcate, economia nu și-a revenit. Există primii muguri, după cum spuneam, ai revenire economice pe zonele de electro-retail, pe zona de comerț online, pe zona de comerț cu produse alimentare. Dar în rest, în restul economiei există mari probleme. Ieri a apărut un studiu care spunea că sunt 60.000 de companii în momentul de față care, începând din luna martie, este probabil să apeleze la insolvență sau la concordatul preventiv, adică să-și blocheze, să-și îngheze activitatea, pentru că ajutoarele care le-au primit în 2020 au fost în special în zona de salarii și multe companii au continuat să funcționeze doar pentru a primi aceste ajutoare de la stat în zona de salarii. Din păcate, în acest moment economia gâfâie, blocajul financiar s-a accentuat, adică firmele nu își mai plătesc între ele facturile decât la un termen mediu de 120 de zile. Și în condițiile în care multe companii sunt slab capitalizate, e greu în acest moment pentru multe companii să-și revină, să-și plătească salariile și să facă investiții. În condițiile în care, din păcate, accesul la creditare este foarte, foarte dificil, 4 din 5 companii nu îndeplinesc condițiile pentru a lua un credit de la bancă, iar programele guvernamentale, din păcate, s-au blocat și nu reprezintă o alternativă reală și viabilă pentru relansarea economică. Și o ultimă întrebare, dacă îmi permiteți, am putea vedea totuși și ieftiniri în viitorul apropiat sau vom merge așa pe o pantă ascendentă a prețului? Totul va depinde de cotațiile la nivel internațional și vedem, dacă ne uităm în piețele internaționale, vedem că prețurile la uleiurile vegetale, la grâu, la porumb, la tot ce înseamnă materie primă din industria alimentară cresc de la o lună la alta. Este un val de inflație la nivel internațional, atât pe zona prețurilor produselor alimentare, cât și pe zona carburanților, cât și pe alte zone ale economiei. Un val de inflație care, din păcate, va lovi și România și producătorii români, având în vedere că sunt
dependenți în mare parte de importuri, vor fi nevoiți la rândul lor să crească prețurile. Deci mă aștept ca, din păcate, prețurile să crească mai temperat în România, având de vedere că puterea de cumpărare este mai mică decât în țările occidentale, dar, din păcate, inclusiv pe zona serviciilor de întreținere, să spunem gaze, curent, apă, toate aceste servicii urmează să se scumpească în primăvară, mai ales că nu există semne că revenirea economică este una solidă. Există doar mici semnale în piață care să sperăm că vor fi confirmate în a doua parte a anului, în concordanță cu evoluția pandemiei, bineînțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste precizări. A fost alături de noi domnul Adrian Negrescu, analist economic. Mergem mai departe.